În seara zilei de 29 iunie, cei de la UPU au sesizat protecția copilului referitor la această situație. Echipa mobilă a fost deplasată la spital. Din discuțiile purtate cu mama a reieșit că a participat împreună cu minora la o festivitate ocazionată de deschiderea unui salon de înfrumusețare, unde minora a servit o prăjitură de la Candy Bar. În cursul zilei de astăzi, având în vedere că s-au conturat noi informații în acest caz, a fost deplasată echipa mobilă în teren la domiciliul familiei din localitatea Agicea pentru a face mai multe verificări. În funcție de cele constatate de echipa mobilă, cât și de concluziile verificărilor efectuate de organele de poliție, vom institui măsurile care se impun în această situație. Roxana Onea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.